cunoscut în toată lumea ca orașul fiat al Giulgiului Mântuitorului Iisus Hristos și al echipei de fotbal Juventus, Torino este mult mai mult decât atât. Situat la poalele Alpilor și înconjurat de o salbă de alte localități superbe, Torino este beneficiarul unui peisaj de vis, vizibil tot timpul anului, dacă este senin. Nu ne aflăm întâmplător la Torino. Este orașul românilor, iar numărul lor crește de la an la an. Au ales pentru ei un viitor într-o țară la aproape 2000 de kilometri depărtare. Au plecat din România cu bagajele pline, dar nu au uitat să pună în ele buna creștere, responsabilitatea, principiile și crezul în care au fost crescuți acasă. Pașii emisiunii de astăzi au ajuns în orașul Pinerolo. Sunt români care trăiesc aici de o viață. Pentru ei Italia este acasă. O casă pe care și-au construit-o cu răbdare și curaj și pe care vă invităm să o cunoaștem împreună. Pe străduța unde și-are locul, Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare este mereu deschisă. A fost închisă timp de 40 de ani, iar de 5 ani de zile Părintele Marius a reușit să o umple de credincioși. Românii care se află aici vin să-și amintească la Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de faptul că, indiferent de naționalitate și indiferent de țara în care se află, ei trebuie să rămână bine plăcuți lui Dumnezeu. De 5 ani, Părintele Ciprian își ține aproape credincioșii. Sunt oamenii cu care a reușit să împodobească biserica așa cum este în prezent. Pentru mine, ca preot, ca slujitor, este o bucurie să pot să le fiu aproape, să pot să îi susțin cu ceea ce se poate. În primul rând, sufletește. Acum, material, fiecare a venit ca să-și caute ceva mai bun, ceea ce poate acasă nu reușeau, dar duhovnicește sau sufletește sunt departe de lucrurile dragi, de lucrurile cunoscute, de lucrurile cu care erau obișnuiți. Cred și mai mult decât cred, sunt sigur că preoții din diasporă reușesc să facă un lucru minunat prin misiunea pe care o au. Din nou spun, biserica tocmai sau unul dintre țelurile sale este de a și păstra rădăcinile cu țara natală. În primul rând, biserica se slujește în limba română. Acum, încet, încet, introducem un pic și de limbă italiană, pentru că copiii, din nefericire, intrând în sistemul de învățământ italian, mai mult vorbesc italiană. Dar, prin biserică, prin cursul de catehieză pe care îl facem sâmbătă, încercăm cumva să-i mobilizăm să vorbească mai mult și română. Dar dacă, vă spuneam, în școală sau sunt cumva forțați de prietenii, de colegii pe care i-au să comunice în italiană. Rămân tradițiile, rămân obiceiurile noastre și lucrul ăsta, eu cred că cel puțin pentru două generații încă va dăinui. Nu știm ce va fi mai târziu, dar totul sau în acest context depinde de noi ca preoți, depinde de familii, de părinți, să-și învețe copiii lucrurile care îi definesc. Este ușor să fii străin într-o țară care nu ți aparține, într-o țară în care nu ai crescut, dar indiferent de naționalitate, sunt convinsă că este important să fii om. Este acest lucru valabil și aici? Da, da. Eu nu pot să mărturisesc că, deși au fost cazuri, sau mulți ar putea să aibă și povești un pic neplăcute, sau începuturile să fie un pic mai neplăcute, eu nu am întâlnit astfel de, sau cel puțin cu mine personal nu s-au întâmplat. Am găsit persoane tot timpul deschise, persoane de bine, oameni buni. Și clar că peste tot există, știți cum e proverbul, zice, pădure fără uscături, sunt și oameni care sunt un pic mai reticenți, dar în general omul dacă face bine sau se manifestă într-un mod corect, într-un mod civilizat, este primit și de cei în mijlocul căruia se manifestă. Italia este totuși o țară care are multe asemănări cu România și din punct de vedere lingvistic și cultural, și atunci românii noștri am observat că s-au adaptat destul de bine și ei ne-au primit destul de bine. Din nou spun, în primul rând, dacă ești om, cum se cade,
și ceilalți te văd și te apreciază la valoarea ta. Sunt și cazuri care nu e momentul să le comentăm, dar în general comunitatea română este bine privită. Și eu vorbesc acum și de cea din Pinerolo. Avem chiar aici în primărie un consilier care este român. Deci e adevărat că ne-am adaptat foarte bine, ajungând chiar la nivelul ăsta. Crezul românilor stabiliți aici este acela că nimic nu este întâmplător. Cred că Dumnezeu a binevoit ca să ajungem pe măleagurile țărilor în care ne-am răspândit și cu un alt scop. Acum, clar, nu ne așteptăm la convertire în masă, dar 1-2, dacă sunt cu siguranță, e folositor. Și e folositor și pentru biserică, undeva creștinii care nu sunt români neapărat, dar devin ortodoxi, manifestă și printre cunoscuții lor faptul sau lucruri pe care ei l-au cunoscut în biserică și faptul că românii nu sunt nu știu ce fel și cum aveau ei concepția la început, ci cumva încet, încet prin această cunoștință reciprocă se răspândește și credința și chiar tradițiile noastre românești. Sunt italieni care sunt foarte plăcut impresionați de tradițiile culinare ale noastre și dacă ajung să cunoască pe cineva din familie, vreau de ea, adică cumva ieșirea asta noastră în afară, eu cred că a făcut și bine. Sunt și familii care se întorc și duc de aici un bagaj de cunoștință, un bagaj de, în primul rând, de, nu știu dacă neapărat de cultură în sensul propriu al culturii, că cine vine aici lucrează, nu merge să vadă teatre sau cinema. Cred că mai mult de sentimente, încărcătură exact, emoțională, exact. Nu? Ceea ce lipsește în ziua de azi, da, peste tot oriunde ai merge. Și de bună înțelegere, în sensul că se pot, oamenii pot trăi împreună și fără a exista neapărat competiția asta, eu să fiu mai bun sau să arăt mai bun, că sunt mai cu ceva mai presus decât vecinul. Aici, din nefericire, s-a ajuns la o nepăsare. Dar, undeva la mijloc, calea de mijloc, eu cred că e bună. Nici prea mult în sufletul celuilalt, dar nici nepăsare. Și atunci, lucrurile, cred că se îmbină în mod plăcut. În comunitatea românilor, fiecare om are un rol important în buna desfășurare a lucrurilor. Dacă se face totul cu drag, cu dragoste, atât fiecare cât se pricepe, cât reușește, să fie ceva natural, să fie ceva din suflet. Să fie alături, să participăm alături de părintele la Sfânta Liturghie, la celelalte treburi care sunt de făcut, tot ce implică viața de biserică. Repet, atât cât se poate și cât fiecare reușește și îi place să se implice. Indiferent ce probleme ai avea în timpul unei săptămâni sau ce necaz, în momentul când vii la Sfânta Liturghie, când pășești în biserică, parcă totul trece, nu mai contează nimic. Este puterea, este dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu pe care noi o simțim. Astăzi, duminică, v-am găsit aici, la biserică. Da, venim toate duminicile aici. Și vă place? Da. Și ce faceți aici, la biserică? Ne rugăm. Cine v-a învățat să vă rugați? Dumnezeu. Și am văzut că sunteți îmbrăcați așa frumos amândoi. De unde aveți? De la bunica. A venit bunica și vi l-a adus sau cum? Nu, ne-a trimis pachetul. Primiți pachet de la bunica încă? Da. Ce vă mai trimite bunica de acasă? Niște ciocolată. Noi de duminică cântăm sus în Gafas și facem în liturghie. Și cine v-a învățat să cântați? Tata meu. Tata meu m-a învățat și eu. De acum, când a început să devin mai mare, învăț și eu. Și îți place să cânti? Da. Și eu cânt o trastrană, citesc și din cărți. Și îmi place să cânt, îmi place să citesc. Și băieșoarele mele cânt trastrană. Ce îți place ție cel mai mult aici în Italia? Să fac și o activitate aici în biserică. Îți dorești asta? Da. Și să fac curățenie în biserică duminică. Să ajut pe părinte și pe toți săraci. Am și cum vrea.
Mi-ați spus că sunteți de 14 ani venit aici în Italia, dar sunt convinsă că ați păstrat în suflet principiile cu care ați crescut acasă în România. Niciodată nu le uit astea, pentru că de la părinții mei am învățat toate acestea care le știm aici, adică care le-am învățat de când m-am născut, cu bunica, cu mama, cu verișori, cu verișoare, toate așa suntem. Ne place portul, ne îmbrăcăm când este ocazie, trebuie să ne ajutăm unul pe altul, că altfel în străinătate nu se poate altfel. Cum a fost săptămâna? Bună, frumoasă, merg cu plăcere, muncesc și ajut pe fată, pe nepoțică, că e aici căsătorită și cu soțul meu suntem aici și sperăm să ajungem și acasă, că și noi mergem acasă. Avem un hobby foarte, foarte bun, suntem mulțumiți de el și sperăm că o să fie bine în continuare cât mai stăm aici în țara străinii. Oricum, cred că aici o să stăm mereu, pentru că așa a venit vremea. Suntem foarte mulțumiți! Ediția de astăzi a emisiunii se încheie în casa unor români inimoși care s-au stabilit aici în urmă cu 23 de ani și care ne-au transformat șederea într-una de neuitat. Cu acest prilej am fost curioși să aflăm cum le este viața astăzi. La început, când am venit aici, bisericile ortodoxe erau una singură, deci mergeam duminica acolo la biserică. După aia, încet au mai apărut și certe cu credință și cu... Am depășit toate problemele care au fost în decursul acestor ani. Am mai adus cunoștințe, prieteni... Și mulți prieteni care i-aveam aici i-am cunoscut la biserică. Da. Deci, în altă parte, eu nu frecventez barurile astea. Deci, ne-am cunoscut la biserică. Încet m-am întâlnit chiar cu persoane care erau la biserică și nu aveau unde să doarmă, nu aveau loc de muncă. Mai sunt părinți acasă și nu putem să, chiar dacă aș putea să mă duc undeva în concediu, atât timp cât mai sunt ei, eu în fiecare vară, de ce să merg acasă? Chiar și de două ori pe an câteodată. Cu gânduri bune mergem acasă, dar la întoarcere, în fiecare an, e din 5 mai greu să ne întoarcem. Nu știu, probabil dorul, prietenii, ce mai rămâne pe acolo. Ani, timpul trece. Acum visul nostru este să mergem înapoi în pensie, când ajungem la pensie. Să ne întoarcem. Copiii să realizați. Să vedem copiii. Un pic aici, un pic acolo. Vă vedem. Să fim sănătoși. Pachete înaintea sărbătorilor, de Paști, de Crăciun, mielul, purcelul. Deci astea nu ne lipsesc. Chiar dacă i-am spus mamei să nu mai se chinuie, să crească, să facă, să... Că și aici sunt, așa, dar ei, nu poți să-i refuzi. Ea vrea să trimită pachet copiilor. Mergem la biserică cu drag, deci nu sunt probleme. Înțelegător. Da, e foarte înțelegător, ascultător, deci ascultă pe toată lumea. Tot timpul vine... De să înainte de Crăciun și după la bumătează trece pe la casele noriașilor. Pentru orice problemă, dacă este vreo problemă, vine, nu se înțelege tineretul. Probabil depărtarea aceasta de cei dragi de acasă. E mereu acasă. E mereu, lipsește, tot timpul lipsește ceva. Deci aici toată, lipsește ceva. Oricât ai trăit bine, totuși acasă e bine. E acasă, acolo te-ai născut, acolo ai crescut. Amintirile, prietenii, cunoștințe. Eu susțin că stilul românesc e mult mai bun pentru copii decât stilul
italienilor. Prea multă libertate au ei. Sunt români care au stat aici, au plecat în țară și au deschis activitate, după aia nu au reușit să integreze acolo înapoi. S-au întors. Dar sunt și alții care lucrează care și au reușit. Foarte mare succes cu stilul de muncă de aici. Au învățat ceva bună. M-au învățat să lucrez într-adevăr bine aici și au plecat acasă și... Într-adevăr, dacă faci treabă bună, cred că... Tot așa, în timp și cu răbdare. În timp și cu răbdare, trebuie să faci bine. Cele mai mari investiții a unei familii sunt în copii. Deci asta e sigur, dar ceva să rămân... Ce a fost sacrificiul ăsta? Pentru copii. Pentru copii. Cu toate că cineva spunea, plecatul ăsta din țară este un pic, nu pentru... Scuza este, sunt copii, dar... Voi ați plecat ca să stați voi mai bine, nu copii. Nu e chiar așa, eu reușeam să stau și cum eram, dacă eu vreau un viitor mai bun pentru copii.